Opa, opa. Hai să vedem. Cări, mișcări, mișcări, eu uita mișcări. Păi, 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 cea mai bună ești. Salut! Mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Aplaudând la comandă. Dar sunteți foarte drăguți, mă bucur să fiu în fața voastră în seara asta. Chiar mă bucur să fiu în fața voastră. Nu neapărat că sunteți voi oameni mișto, ci mă bucur să fiu în viață. Că ieri am fost la curse de mașini. A fost un pic periculos, trebuie să recunosc. Am fost la karturi. Viteză, curbe, fără frână. A fost foarte drăguț. Partea proastă e că circuitul ăsta a fost în București, a fost așa cu influențe bucureștenești, multe claxoane, câteva karturi oprite pe avarii, pe prima bandă. La un moment dat am pus frână, a venit un băiat să-mi vândă niște ștergătoare. Dar știți care a fost partea ciudată? Că după ce am băgat viteză, fără frâne, m-am urcat în mașină și am rămas în trafic. A fost vreodată la sală și a tras de gantere, și apoi ați făcut asta fără gantere și v-ați dat așa? Așa s-a întâmplat. Bă, nu că stăteam pe loc. Când accelerăm, mă întorceam în timp, vă jur. Am ajuns la sala Palatului, am văzut elicopterul Ceaușescu cum pleacă spre Târgoviște. Atât de rău. Agenturile străine sus pe sala Palatului. Ideea e că mi-a plăcut la karting. Mă deranjează un pic că mi-a plăcut, ca să înseamnă că am personalitate. Dar mi-a dat ansat un pic și m-am gândit de ce mi-a plăcut. Asta pentru că am fost cu oameni mișto. Și nu vreau să-i pup. Nu, chiar am fost cu oameni mișto. Ceea ce este o raritate în viața asta. E foarte greu ca în viața asta să găsești oameni faini. Cei mai mulți oameni pe care îi întâlnești sunt de rahat, sunt nesimțiți. Cu unii ești rudă, cu unii ești coleg de muncă, coleg de școală, cu unii te combini, cu unii te căsătorești și faci un copil, se întâmplă. N-ai. Cei mai mulți oameni pe care îi întâlnești sunt nașpa. Eu am fost într-o relație abuzivă. Chiar am fost într-o relație abuzivă. Acum sunt ok, sunt cu o femeie pe care nu o bat. Dar mamă, înainte. Oh my god. Da. Foarte toxic, bine că am scăpat. Și ca să scap din relația asta oribilă, a trebuit să mă mut singur. Și am început un pic să-mi fie dor de ea. O dată pe lună când trebuie să plătesc chiria și întreținerea, că n-am bani. Nu știu dacă aveți bani sau nu aveți bani. E foarte oribil să n-ai bani. Cel mai mult la faptul că n-am bani mă deranjează când stă pe cap tot timpul. E ca o melodie care îmi cântă cap tot timpul. N-ai bani, n-ai bani. Și nu mai pot să mai beau câte beri vreau eu în oraș, că n-am bani. Nu mai pot să mănânc la restaurant, că n-am bani. Nu pot să mă mai bucur de nimic, de sex. Sexul e distracția oamenilor săraci. Nu pot să mă bucur de asta. Era la un moment dat acasă cu o prietenă, a venit cu ideea să facem sex în duș. M-am gândit, mamă, ne așteaptă o aventură. Am intrat în baie, ne-am dezbrăcat, am dat drumul la apă, am intrat sub duș, curgea apă caldă pe noi, am început să ne mângâiem, să ne sărutăm. Era la modul, Doamne, ce drăguț, te vreau acum. În capul meu era, oare cât o să vină întreținerea? Dacă aflu luna viitoare că am 7 metri cub de apă caldă. Păi, dar eu n-am bani ăștia, nu-mi permit. Da, da, da. What up? N-am atâția bani, nu mai bine facem sex în chiuvetă, ne clătim un pic. Ce atâta duș? Serios, când fac sex în duș, e singurul sex la care îmi doresc să termin mai repede. Am prieteni mascul, fac sex pe ceas, eu fac sex pe apometre, sunt în altă, ligă, e oribil. Groaznic. În rest, drăguț unde m-am mutat, nu prea drăguț, am avut probleme cu apartamentul, s-au spart niște țevi la baie și am inundat magazinul de la parter, eu stau la etajul 1. Și aia s-au suprat foarte tare, au sunat că, domne, nu e ok, ne picură apă din tavan, nu e ok să întâmple asta. E ok, un magazin de umbrele, dar a trebuit să fac ceva, a trebuit să sun proprietarul. Acum nu știu dacă aveți proprietar sau nu, în sensul de chirie, nu de sclavie, dar nu-mi place să fac asta. Am abolit sclavia, chiar am abolit sclavia. Poate ar trebui să abolim și chiria, habar n-am, nu-ți bine. Vine fiecare lună. Și nu place, nu știu dacă aveți cum sunt proprietarii voștri. La mine proprietarea este foarte disperată, foarte agitată tot timpul. Știți genul ăla de femeie care bea 7 cafele pe zi, 5 pachete de țigări, foarte agitată. De fiecare dată când vine să ia chiria, o negociază. 200, 250, un iPhone 5. Doamnă, am semnat un contract. Ține foarte mult la bani. Știți genul ăla de proprietar? Încearcă să dea vina pe mine pentru orice se întâmplă în casa aia. Orice se strică e vina mea. Ce asta? Nu mai merge frigiderul și tu ai ținut mâncarea la rece. S-a stricat mașina de spălat, prea ai transpirat. Ce asta aici pe canapea? O adâncitură, o urmă de șezut. Și de unde e asta? Nu știu, doamnă, că stau pe șifonier când mă uit la televizor. Habar n-am. Și am nevoie de telecomandă. Mă dor picioarele când schimb programele. Ăsta e omul pe care a trebuit să-l sun, să-i spun că s-au spart țevile la baie în speranța că o să cheme un instalator. Și după ce am explicat toată situația, a zis, da, am înțeles, o să-l chem pe tatăl meu. Tatăl are 130 de ani. Omul ăla e veteran de războaie. Înțelegeți? A venit... Atât de bătrânie. Pentru el, cijmeaua e gadget, înțelegeți?
Asta e omul care... El n-a venit să repare mie țevile, a venit să nu moară la mine în casă. Asta s-a întâmplat. A venit, a stat o jumătate de oră la mine în baie, n-a murit la mine în baie și s-a dus să nu moară în altă parte. Și nu numai că n-a reparat nimic, a doua zi i-a minunat din nou pe aia. Bă, dar nici n-a lăsat mă cum a găsit. Nu știu, ca să ajungi la țevile astea, trebuie să ajungi la ele printr-o aerisire care e în spatele chiuvetei și inițial era sigilată și asta a lăsat-o deschisă și a plecat, pentru că de ce nu? Și în momentul ăla apartamentul meu comunica cu subsolul blocului. Eu nu mi-am dat seama de treaba asta. Șobolanii din subsolul blocului, da. S-a avut vreodată un șobolan în casă? Nu vă recomand, nu e o plăcere, nu e. Mai ales la 3 dimineața când încerci să dormi. Cercam să dorm 3 dimineața, nu reușeam să dorm, gânduri, ce faci cu viața ta, poate era o idee bună să termini facultatea, crezi că părinții tăi sunt mândri de mizerile astea de le zici pe scenă. Nu reușeam să dorm, am luat un Xanax, pentru că nu știe ce Xanax, Xanax e un palindrom, dar e și o pastilă care te bagă la somn. Acum m-am prins de la Hena. Aproape adormisem, eram foarte leșinat, am avut nevoie la baie, am zis, nu mai bine mă culc eu acum, mă duc mâine dimineață, ceea ce nu se întâmplă. M-am trezit foarte cheaon, am ajuns la hol, am aprins becul la baie, am deschis ușa la baie și o mare bucată de blană la mine pe baie. Primul gând a fost, mamă, iar m-am epilat pe jos. Dar apoi mi-a picat fiza, stai un pic că eu nu m-am epilat în viața mea. Și... am deschis ochii și era un șobolan și m-am speriat, vă jur, nu știu, că nu vrei să vezi un șobolan la 3 dimineața, m-am pe mine, vă jur, asta am făcut. Mă rog, m-am în bucătărie. Ceea ce nu e o idee rea dacă n-ai vase în chiuvetă. Dar m-am descurcat cumva, dar după aia am rămas cu gândul, mamă, am un șobolan în casă. Ce fac, am un șobolan în casă, cum rezolv problema? Sunt adult, sunt responsabil, sunt singurul om din casa asta, trebuie să rezolv problema asta. N-am știut, efectiv n-am avut nicio idee. Am văzut eu la un moment dat un documentar la televizor că sunt crescători de pitoni care își hrănesc pitonii cu șobolani și zic asta fac. Iau un piton, îl arunc în baie, vânează șobolanul, dar acum am un șarpe în baie. Nu mă duc nicăieri cu gândul ăsta. Cel mai urât șobolan pe care l-am văzut în viața mea, vă jur, nu, cel mai urât șobolan era ras prin părți, un tricou fără mâneci, un tribal aici pe gât. Părea că a venit să mă bată. L-auzeam pe sub ușă. Eu intrăm, mă, că nu-ți fac nimic. Deschide-mă ușa că vreau să vorbim. Nu deschid ușa. Vă jur că de panică am intrat pe Google și am căutat pe Google în cât timp înțeleg șobolanii conceptul de clanțe. Că dacă învață să deschide ușa, am belit. Mă sechestrează pe balcon. Și nu știu dacă o să vă întâlniți vreodată cu problema asta, vă zic eu cum am abordat situația asta. Am abordat situația asta cum abordez cumva fiecare problemă care apare în viața mea. Am așteptat să treacă. Și a funcționat. Nu e niciodată bună atitudinea asta, mai ales dacă ți apar bube pe aici. Nu aștepta să treacă, du-te să le rezolvi. Dar de data asta, după vreo două zile, a plecat șobolanul singur. Cred că a plecat, că eu am rămas cu sechele. Eu îl văd de fiecare dată când intru în baie. Adică, mi-e frică să nu fie acolo. Eu nu cred că a plecat, eu cred că doar se ascunde foarte bine. De fiecare dată când intru în baie, el e undeva acolo și nu vrea să-l văd. Știți cum intru eu la mine în baie? Ca un părinte care nu vrea să-și prindă copilul că se masturbează. Eu așa intru. Eu mai întâi ciocăn, deschid ușa, bag capul, văd că e tot în regulă și apoi intru. Stau cu frică. A stat vreodată cu fundul pe WC și cu picioarele pe hol? Nu-i viață, nu sunt Mario, nu sunt Nadia. Ce e asta? Nu pot să trăiesc așa. Mă dor picioarele și când schimb televizorul și când... În fine. Și... am decis să mă mut. Nu știu cum sunteți voi, am decis să mă mut. Nu pot să arunc toată baia la gunoi, mă mut. Și o sunt pe proprietară, care din nou nu-mi place să fac asta. O sunt pe proprietară, alo, să română. De ce mai sunați? Să vă spun că m-am mut. Și aici, de ce? Păi am un șobolan în casă. Și aici, nu ți-am zis că n-ai voie cu animale în chirie? Ce e asta?